Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. Credincioși și ortodoxi au prăznuit astăzi adormirea Maicii Domnului. Cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mare, sărbătoarea este una dintre cele mai mari de peste an. În popor se consideră că această zi desparte lunile călduroase de cele reci. Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor ortodoxi. După o perioadă de post de 2 săptămâni, oamenii au venit la biserică pentru a se ruga. Fiecare a adus în fața icoanei Maicii Domnului rugăciuni, mulțumiri, dar și necazurile cu care sunt împovărați. Cu toții speră ca Maica Sfântă să le aducă izbăvire de păcate și ajutor în rezolvarea problemelor. Sănătate, mântuire și să ne ajute Dumnezeu în toate. Și iertare, păcate. Pentru sănătate, tot ce înseamnă probleme care le avem. La Dumnezeu să apelăm la orice problemă pe care o avem. Da. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru Maica Domnului și pentru Iisus Hristos. Și nici n-am mâncat nimic, că vreau ca să mă împărtășesc. Ce necazuri aveți? Necaz am cât lume și pământ. Dar de ce spuneți asta? Ce ați pățit? Un nepot al meu mi-a strigat. Este ca casă de părintești și am mai împrumutat bani de la bancă și am pierdut și apartamentul în urmă la bancă. Și acum pe drum. Și în singura nădejde la Dumnezeu. Ați da, numai la El. Numai la El și la Maica Domnului. N-am mâncat nimic până acum, vreau să mă împărtășesc. Un gând foarte bun. Pentru ce v-ați rugat? Pentru toată familia, pentru toată lumea. De ce este bine într-o asemenea zi să venim? Pentru că e foarte bine. Ne face bine nou, sufletește, în toate punctele de vedere. Mai ales dacă ai un scandal în familie, sau dacă ai o ceartă, o ură. Roagă-le și lor de sănătate și te e bine. Dumnezeu să fie frumos. În această zi se sărbătorește atât moartea și îngroparea Maicii Domnului, cât și înălțarea ei la cer. Potrivit tradiției bisericii, Sfânta Fecioară Maria a fost anunțată printr-un înger de trecerea ei la cele veșnice, iar apostolii aflați în acel moment în diferite zone ale lumii au fost aduși pe nori pentru a fi prezenți la acest eveniment. Din 15 august se deschide și sezonul nunților, acesta ținând până la intrarea în postul Crăciunului. Unii oameni consideră că pe 15 august, de adormirea Maicii Domnului, nu se fac curări de la mulți ani pentru cei ce poartă numele Sfintei Mării, în această zi fiind pomeniți doar morții. Totuși, biserica nu consideră greșite aceste urări, această sărbătoare fiind considerată a bucuriei. Moartea Maicii Domnului este mutare la viață, după cum reiese din troparul sărbătoririi adormirii Maicii Domnului. Primăria orașului Panciu a început lucrările de construcție la noul ansamblu de locuințe sociale. Acest ansamblu, care cuprinde 6 blocuri sociale, va fi ridicat pe Alea Independenței, în spatele stației de pompieri. În Panciu a început construcția a 4 blocuri sociale construite în baza legii locuinței numărul 114/1996 cu modificările și completările ulterioare și a 2 blocuri ce vor fi realizate în condițiile prevăzute de ordonanța de urgență a Guvernului 74/2007 privind construirea de locuințe pentru chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari. Cele 2 blocuri destinate persoanelor evacuate vor însuma 32 de unități locative. Valoarea lucrărilor, proiectare plus execuție este de peste 3 milioane de lei fără TVA. Cele 4 blocuri construite în baza legii 114/1996 însumează 61 de unități locative. Valoarea lucrărilor, proiectare plus execuție este de peste 6 milioane de lei fără TVA. Lucrările sunt în grafic și se vor finaliza până la sfârșitul acestui an, după cum precizează primarul Iulian Nica. Ansamblul de locuințe de pe Alea Independenței numărul 6-8 vor rezolva în mare parte problema spațiului locativ pentru familiile defavorizate sau care au copii în întreținere. Până la sfârșitul anului 2016 vom începe și construcția unui tronson de locuințe ce va cuprinde un număr de 40 de apartamente anele în zona pieței agroalimentare, a afirmat primarul Iulian Nica. Mâine începe examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă. Săptămâna aceasta, absolvenții vor susține probele orale. Centrele de examen au fost fixate la colegiile Edmond Nicolau și Valeriu de Cotea. Absolvenții de liceu care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat în sesiunea de vară sau în anii trecuți mai au o șansă în luna august să treacă de acest examen. Centrele de examen au fost fixate deja în 2 licee din municipiul Focșani. Începând din 16 august, se va desfășura sesiunea a doua a examenului de bacalaureat național 2016.
Pentru această sesiune, la nivelul județului Vrancea, au fost fixate două centre de examen, respectiv Colegiul Tehnic Edmond Nicolau și Colegiul Tehnic Valeriu Decotea. De asemenea, va funcționa un singur centru de evaluare la Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia. Înscrierile s-au încheiat deja. Peste 700 de absolvenți care au picat examenul s-au înscris din nou și speră că de această dată vor trece de examenul maturității. În perioada 18-22 iulie 2016 s-au realizat înscrierile pentru această sesiune, astfel încât la nivelul județului Vrancea, în sesiunea a doua a examenului de valoare național, vor fi prezenți 755 de candidați. Așa cum menționam anterior, începând cu data de 16 august până pe 19 august, se vor desfășura probele de evaluare a competențelor, fie că e vorba de competența de comunicare orală în limba română, fie că e vorba de competența de comunicare orală într-o limbă străină, sau competențele digitale, iar în săptămâna imediat următoare se vor desfășura probele scrise. Anume, pe 22 august, proba scrisă la limba și literatura română, pe 23 august, proba scrisă la limba maternă, pe 24 august, proba scrisă pentru disciplina profilului, pe 26 august, proba scrisă la alegere în funcție de profil. Pe 29 august se vor afișa rezultatele inițiale ale acestei sesiuni de bacalaureat. În perioada 30-31 august vor fi rezolvate contestațiile, iar în prima zi a lunii septembrie vor fi făcute publice rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2016, sesiunea de toamnă. Miercuri, 25 august, va avea loc ședința tehnică cu delegații echipelor participante în Superliga Vrancei la fotbal. 17 echipe și-au manifestat intenția de a participa în campionat, misa finală fiind promovarea în eșalonul al treilea al fotbalului românesc. 17 echipe de fotbal au solicitat până acum înscrierea în Superliga Vrancei pentru sezonul 2016-2017. Pe lângă echipele cu drept de participare au solicitat înscrierea în Liga a patra formațiile CSM Focșani 2007, FC Panciu, Național Golești 2012, Selena Jariștea și Dinamo Tătăranu. Aceste solicitări vor fi analizate de biroul executiv al Asociației Județene de Fotbal, care va avea loc pe data de 16 august, cu începere de la ora 18. Echipele care au depus cereri de înscriere în Liga a patra sunt Euromania Dumbrăveni, Șoimii Mircești, ACS Odobești, Voința Răstoaca, Victoria Gugești, Unirea Țifești, Voința Cârligele, Victoria Pufești, Tractorul Nănești, Voința Slobozia Ciorăști, Viitorul Homocea, FCM Adjud, CSM Focșan 2007, FC Panciu, Național Golești 2012, Selena Jariștea și Dinamo Tătăranu. De subliniat faptul că FC Panciu, singura echipă din Vrancea care a activat în sezonul trecut în Liga a treia, nu s-a mai înscris în competiție și și-a manifestat intenția de a participa în întregerea fotbalistică județeană. Pentru Liga a cincea s-au înscris până acum formațiile Sportul Ciorășii, ASE Suraia. Înscrierile pentru Liga a cincea continuă până la data de 20 august, fiind așteptate toate formațiile ce au participat în competiție anul trecut, dar și cele nou înființate. Ședința de lucru pentru Liga a patra va avea loc miercuri 18 august, iar pentru Liga a cincea miercuri 25 august. Ambele întâlniri au loc la Casa de Cultură din Focșani. Formațiile de mini-fotbal Sanorom Bolotești și Arena Focșani vor deschide oficial noul sezon. Cele două formații se vor întâlni în Supercupa Vrancei, partida fiind programată într-o locație nouă la baza sportivă la Castel din Focșani. Demarat în urmă cu 6 ani, campionatul județean de mini-fotbal a devenit o tradiție pentru vrânceni, ajungând în acest an la cea de-a 7-a ediție. Până la finalul lunii august, iubitorii de mini-fotbal din județul Vrancea au posibilitatea de a se înscrie în noua ediție de campionat. Noul sezon va începe la începutul lunii septembrie, iar partidele se vor disputa într-o nouă locație la baza sportivă la Castel. În perioada următoare, Asociația Județeană de Mini-Fotbal Vrancea organizează înscrieri pentru ediția a 7-a, 2016.
2016-2017 a campionatului județean de mini-fotbal, persoană de contact fiind Cristi Vasile, cel care se ocupă de buna organizare a mini-fotbalului din județul nostru. Sezonul din acest an va fi deschis cu Supercupa județeană dintre Sanorom Bolotești, campioana ultimei ediții a întrecerii de mini-fotbal, și Arena Focșani, câștigătoarea fazei județene a Cupei României. Confruntarea este programată pe 27 august. În premieră, începând din acest an, organizatorii ligii de mini-fotbal din Vrancea vor organiza și o competiție pentru echipe de Old Boys, întrecere care ar urma să debuteze pe 24 septembrie. La fel ca și în anii precedenți, cele mai bune echipe vor reprezenta județul la Campionatul Național de Mini-Fotbal, dar și în Cupa României. Campioana ediției 2015-2016 este Sanorom Bolotești, formație care a obținut trofeul la capătul unui sezon aproape perfect. Gruparea pregătită de Adrian Toma a reprezentat Vrancea la turneul final al Campionatului Național de la Deva, dar s-a oprit în faza grupelor. În acest an competițional, Vrancea a avut 3 echipe participante la turneul final al Cupei României, 2 echipe la campionatul regional și 1 echipă la turneul final al campionatului național. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și după amiaza sunt posibile averse. Vântul va sufla în general slab, temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade Celsius, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!